Acum trecem la colonia cu matcă neagră și este aproximativ de putere ca cea roșie. Dar să vedem ce diferă la ea, nu știu eu, dacă sunt de putere egale, nu prea ai, să zic așa, o diferență clară între cea roșie și cea neagră. Un pic mai micuță văd eu, cu o ramă, să zic, dar ca hrană am mâncat aceeași turtă, a primit la fel, una energetică, jumătate proteică. Am avut grijă să o hrănesc aproximativ la fel. Deci am făcut o comparație. Am aici sticlele cu care le voi folosi cât de curând. Cât de curând le punem în folosință. Le vom utiliza cât de curând. Deci aici avem matcă neagră tânără de anul trecut și ea și cea roșie tot de anul trecut și ca hrană i-am distribuit hrana egală, adică iată și ea a avut, are pregătite rame cu miere care le va primi acum. Acesta este un, vedeți, miere pentru el. Deci, e un test pe care am vrut să-l văd eu personal, cum iernează cea roșie, cum iernează cea neagră, cum se dezvoltă ca colonie. Le-am ales aproximativ egale. Și acum voi vedea exact cuietul, dacă este la fel de frumos ca la cea roșie. De blânde sunt blânde, sunt alese să fie blânde, nu să sară pe tine. La cum ați văzut la mâncăcios în filmele anterioare, la sări pe tine pur și simplu. Astea sunt blânde, le-am selectat, le-am... Na. Fiecare apicultor își face la ele în stupină acolo o selecție, să aibă o albină cât mai bună, cât mai blândă, cât mai productivă. Acum să vedem ce treabă a făcut aici. După diafragma a primit și ea o ramă neagră, în care neagră, e maronie, nu e neagră, e de calitate rama, și a cărat polen după diafragma. Este un semn bun. Iată cum s-a albinuțat pe diafragmă, foarte frumos. Așa. Să vedem cum stă cu puietul. Încerc să țin un echilibru între hrană și spațiu. Aici, la ultima verificare, a primit miere. Și a rămas doar miere. E aproximativ o ramă de albină, mai puțin ca la cea roșie, dar acum vom vedea, vom vedea. Oricum cea roșie explodează mai bine ca cea neagră. Are o explozie de dezvoltare mai puternică. Calitatea puietului este foarte bună. În schimb, la ea
apar acele botcuțe care sunt de roire, la acestea mă refer, la cea roșie nu sunt. Deci, față de cea roșie, zicem așa că are o tendință mai mare spre roire oricum. La consum de hrană pot să spun cam echilibrat așa. Acum colectez polen de la ele și la ora 15 voi face un film să vedem ca polen care cum aduce, că facem aceste teste foarte simple. Puietul e frumos și la aceasta. Tot așa din spetează în spetează. Deci e foarte bine. E puietul. Am spus, fac o comparație aproximativă pentru mine, că și cine mai este interesat poate să se uite. Bun. Deci puiet este asemănător cu cea roșie. Singurul lucru ce observ este că tendința de roire oricum este mai mare. Și trebuie luat în considerare, fiindcă dacă nu le iei în considerare din timp, o să te depășească și te vei trezi cu o stupină în frigurile roitului. Așa că și această colonie va fi izolată la fel ca picea roșie la aceeași dată. Iată, ai cozat aici pe mijloc puiet, este și oat. Încă n-am zărit-o pe matcă. Mai urmează un test să văd nivelul de varoa, dar cea roșie depășește pe cea neagră la acest lucru, adică cele roșii vor fi mereu mai infectate cu varoa decât cele negre. Asta datorită cantității de puiet. Deci varoa pleacă de la 50 de bucăți în luna lui ianuarie, în momentul contei, și începe și se tot dublează, triplează, se face de 10 ori mai mult, ca ajungând în luna iunie undeva la 4.000 de indivizi într-o colonie, din care 70% se află sub puiet, 30% pe albină, care nu o vezi. Deci nu se vede. Bun, ca puiet are mai puțin, deci are 4 rame de puiet. Are cupolele acelea pentru roire deja trase. Asta nu înseamnă că va roi acum, va roi peste o lună. Concluzia este că va părea mai sănătoasă ca cea roșie, adică are nevoie de mai puține tratamente, dar varoa va avea și ea, având în vedere înmulțirea ei. Dar va urma și testul de varoa cât de curând. Și aici avem miere. Nu vom extinde pe 3 rame, fiindcă nu e nevoie, dar la 4 rame eclozate, eclozează în 10 zile. E posibil să umple 3 intervale. Așa că vom pune o ramă la oat, pe care eu personal mă îndoiesc că o să ouă. Aici, în spate, am numai rame cu mâncare. I-aș băga o ramă
ramă mai albă, dar dacă o să-i bag o ramă albă, atunci nu va fi un echilibru între cele două. Mă duc să aduc două rame negre. Maroni mai bine zis. Aducem două rame maroni, bune de oat, și le vom folosi astfel vom reuși să facem exact o comparație. Sâmbăta viitoare, vom face acest lucru, fiindcă oricum vom izola reginele, deci nu le vom lăsa. Nu le vom lăsa, fiindcă mai ales această neagră o să roiască și nu o lăsăm. Nu zic că nu sunt, dacă tot alegi anul ăsta una neagră, vezi că roiește mai puțin, anul viitor alegi tot așa din an în an, atunci poate că vei ajunge la un rezultat bun, da? Este mult muncă și noi murim, adică vom dispărea și ele se duc înainte, nu mai contează munca care ai depus-o. Așa. Aceasta este rama cu miere, eu las. Vin în continuare cu o ramă mai neagră care e posibil să... Aceasta e posibil să umple cu păstură. Adică e mai mult ca sigur o să umple cu păstură. Nu-i problemă, în funcție ce va face cu ea, voi decide săptămâna viitoare unde o vom așeza. Așa. Exact aceeași lucrare o fac ca la și la roșcată, dar e cu o ramă în minus față de ea, adică o ramă mai puțin. Aceasta rămâne după diafragmă și cred că dacă îi mai dau una o să fie egalitate. Asta. Căutăm o ramă cu miere. Îi dăm și ei rama cu miere. Nu stăm în baza timpului, adică am văzut că sunt apicultori care săptămâna viitoare se face vreme faină, gata, nu-i mai trebuie mâncare, o lăsăm flămândă să-și adune. Și dacă săptămâna viitoare nu-i chiar ca în prognoză și vine ploaie, fugi repede cu siropul la ea. Am văzut aceste lucrări acum de curând. În ultima 100 de metri fugi cu borcanul cu miere, fugi cu litru de sirop, că-ți moare albinile de foame, nu se face așa ceva, îmi pare rău. Degeaba sunt specialiști și profesioniști că nu se procedează așa. Albina trebuie să aibă la îndemână mâncare, indiferent de vreme. Așa. Nu mă interesează nici părerea lor, deci trebuie albina să aibă tot timpul rezerve de mâncare. E așa ca și omul, dacă ai în cămară gol și vine un curier, ți aduce 2 kg de zahăr, unul de sare, nu mai mâncă și tu, mănânci acel produs, mai stai o săptămână flămând, iar mai mânci un kg de zahăr și tot așa. Nu știu care-i logica. Bun. Am rezolvat. Punem o
diafragmă din asta, ca săptămâna viitoare oricum va fi izolată masca și atunci voi avea nevoie de o astfel de diafragmă. Cam așa arată cea neagră. Acum sunt cam la fel cu cea roșie. Vom vedea săptămâna viitoare, după ce le izolez, cum va evolua, care câtă miere aduce pe zona mea săracă. Azi vom vedea cât polen aduce fiecare și cam așa. Bun, azi cam atât am de filmat. Poate voi pune și rețeta cu acest sirop. Bine, până data viitoare, numai bine!